Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava fac progrese în dosarul COVID-19 de la Spitalul Județean Suceava. Patru persoane au fost audiate miercuri și joi și li s-a adus la cunoștință calitatea de suspect și începerea urmăririi penale. Managerul Vasile Râmbu, directorul medical Mircea Macovei, directorul de îngrijiri Doina Chirap și coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor, medicul Cătălina Zorescu, sunt cercetați penal pentru infracțiunile de zădărnicire a combaterii bolilor și neloarea măsurilor de sănătate și sănătate securitate în muncă. Vasile Râmbu și Mircea Macovei sunt cercetați și pentru abuz în serviciu. Suspecții sunt acuzați că nu și-au îndeplinit atribuțiile și nu au luat măsurile necesare pentru a preveni și înlătura efectele pandemiei provocate de noul coronavirus. Din această cauză, spitalul a fost pus în imposibilitatea de a-și îndeplini misiunea și a fost afectată decisiv capacitatea de răspundere la situația de criză. Totodată, procurorii susțin că în perioada ianuarie-martie 2020, cele patru persoane nu au respectat măsurile dispuse la nivel central pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției provocată de SARS-CoV-2. Anchetatorii susțin că nerespectarea tuturor acestor măsuri a dus la răspândirea infecției COVID-19 în interiorul Spitalului Județean Suceava, care a devenit focar de infecție COVID-19 și principal vector de răspândire a acestei infecții în afara Spitalului, în Municipiul Suceava și în județ, iar consecința directă a răspândirii infecției COVID-19 ca urmare a nerespectării măsurilor a fost decesul unei paciente determinate. Până la o decizie definitiva definitivă instanței suspecții beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție